Doamne, pârdalnic miție Facebook-ul ăsta! Au început deja glumele, conform cărora victoria Simonei Halep ar fi fost de fapt un cadou pe care ea l-ar fi pregătit în onoarea lui Ilie Năstase, a cărui zi este astăzi. Toată lumea îi dorește la mulți ani celui mai fermecător bărbat din univers și pentru că este așa, am trimis-o acolo să-l vadă față în față pe colega noastră Cristina Ciosescu. Cristina, te vedem! Bun găsit, Teo, bun găsit, Bursucu. Ei bine, da, suntem aici pentru a-i ura la mulți ani unui om deosebit cu o carieră de vis, o viață demnă de invidiat. La mulți ani, domnul Năstase. Da. Mulți ani frumoși din partea întregii echipe Teo Show. La mulți ani. Să rămână, Teo, să rămână. La mulți ani. Până acum e bine, Teo, să vedem de acum încolo cum e. Și mai bine, domnul Năstase, să fie și mai bine. Uite, asta mic arată bine. Adică n-am un cadou. Am avut grijă și noi, păi, să fim să zic asta, băi, Teo, subțiri, ca de obicei. Dar de ce, de ce râdeți? Nu arată bine, arată foarte noi bine. Mai avem o surpriză pentru domnul Năstase din partea întregii echipe Teo Show. Frumos. Un tablou cu amintiri, amintiri frumoase, care sigur vă trezesc emoții, ca să spunem. Frumos. Mulțumesc mult. Nu avem cum să nu observăm ce anume scrie pe tricoul domnului Năstase. O urare foarte frumoasă, cu siguranță de partea prietenilor. La mine setul e de la până la 7. Merge și la 7. Ați intrat puțin în prelungiri. Păi da, când o să ajung la 7-6, atunci o să fim tie-break. Tie-break, corect. Haideți să ne așezăm. Da. Domnul Năstase, suntem curioși să aflăm. Care a fost prima persoană care v-a urat la mulți ani? Soția, în primul rând. Și aseară, la ora 12 fix, eram la masă și ea mi-a spus. Dar bineînțeles că toată lumea care mă cunoaște, și prieteni buni și mai puțin buni, chiar și dușmanii unii mei au zis la mulți ani, care e foarte bine. Și mă simt bine, cum spuneam. Până aici e bine, să vedem de acum încolo. Cu riscul de a fi puțin indiscret, ce cadou v-a făcut Ioana? Ioana mi-a făcut parfumul care îmi place mie. Nu știu de la ce, de unde e, dar un parfum care îmi place mie foarte mult. Nu, n-am dorit să aducă cadouri prietenii mei, că nu sunt cadouri, n-am. Și domnul Ciriache, la fel, nu, să fie lângă mine atât, să bem o șampanie, să ne distrăm. Cum ați descrie cei 73 de ani? Până la 20 de ani au fost grei, că n-am putut să plec în România. Eu n-am jucat, de exemplu, turnee de Grand Slam de juniori. Toți ceilalți, care oponenții mei care jucau, au jucat și la juniori. Și abia la 20 de ani am avut norocul că am jucat la Roland Garros un meci de Cupa Davis România-Franța, eram cu domnul Ciriac, și m-a văzut din tribună, era domnul Lacoste, care are echipamentul. Și datorită lui, a plăcut stilul meu, datorită lui am rămas să joc și la Roland Garros, că următoarea săptămână începea Roland Garrosul și eu nu eram invitat, că nu eram cunoscut. Și așa am putut să intru direct în ăla. Și am făcut finala la dublu cu domnul Ciriac. La un moment dat ați început să fiți poreclit nasty. De la ce anume s-a tras această poreclă? Păi, nasty, americanii nu prea puteau să-mi pronunțe numele. Și îmi sună Năstase, unii îmi ziceau Natasha. La un moment dat, unul în California zice, game Natasha. Zic, nu, că nu mi-am schimbat sexul. Zic, sunt bărbat, nu sunt femeie. Și tot așa, am început să joc la dublu mix cu o fată din Statele Unite, dar era jumate americană, jumate mexicană, Rosie Casals. Și am jucat la dublu, am luat două mixuri la Wimbledon și ea mi-a spus nasty. Cel mai tare a fost că la început, când vorbim, tu unde să joci, pe ce parte? Normal, bărbatul joacă pe partea stângă, unde sunt punctele importante. Și a zis, tă-te la o parte, joc eu aici. Și așa a făcut, a jucat acolo, a jucat foarte bine. Până în acest moment aveți vreun regret? Ceva ce ați fi vrut să faceți și nu ați făcut sau nu l-ați făcut cum ați fi dorit? E greu când încep să joci, sigur că îți propui ceva, dar nu... M-a întrebat cineva care a fost cel mai mare meci care l-am jucat sau cel mai important și am spus o finală pierdută. Și au zis toți, cum, ați avut finale câștigate? Ba da. Dar ăla a fost meciul cu Smith în 72, am jucat 5 ore meciul și până în 72 nu erau scaune să stai pe ele. Puneai rachetele lângă scaunul de arbitru, prosoapele tot așa. Și doar veneai, te vrei cu prosopul puțin și plecai mai departe. Îți dai seama, dacă erau și scaune, făceam vreo 7 ore. Așa era atunci și sigur că nu am de ce să regret, că poate unele meciuri le-am câștigat, că nu trebuia să le câștig.
și altele le-am pierdut, că nu trebuia să le pierd. Atunci se compensează. Atât din viața profesională cât și cea personală, dacă ar fi să treceți pe listă trei momente importante care vă trezesc amintiri plăcute, care ar fi acelea? Primul copil, bineînțeles. Prima fetița mea, Natalie, care acum are 45 de ani. Aia a fost, aveam, cred că, 26, 29, parcă așa ceva. Și aia a fost cel mai... Și atunci când am câștigat un turneu pe iarbă la US Open, că nu știam că să mai pot, după ce am pierdut două finale, am zis că nu mai câștig niciodată. Și bineînțeles, Roland Garrosul, cum și Simona spunea foarte bine, noi suntem crescuți pe zgură și e foarte important să-l iei pe la pe zgură. Dar dacă vine și Wimbledon, cu atât mai bine. Meseria de tată v-a schimbat în momentul în care, pe lângă profesia de tenismen, ați devenit greu, și tată? Atunci eram încă pe circuit și nu aveam posibilitatea să fac acasă mult. Cineva trebuia să trebuie să muncească și fetițele mergeau și fetița mergea la școală, nu puteam să o scot de la școală, dar între timp, acum, ultimile două, mai m-am redresat puțin, m-am recuperat. Pentru că vorbeați mai devreme de Simona, cel mai frumos și important sfat pe care l-ați dat ei, care a fost? Am fost să fie relaxate, că înainte se punea presiunea pe ea că trebuie să fie numărul 1. Nu mai trebuie să fie, a fost odată numărul 1. Acum trebuie să i-am spus să joace relaxat, să câștige cât mai multe turnee de Grand Slam. Asta îi spune și domnul Ciriac. Nu mai are nicio presiune. S-a văzut și la Wimbledon cu Serena și cred că o să continue să ia și eu să o pun în următoarele 3 săptămâni. Cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată și poate chiar l-ați și urmat? De la domnul Ciriac. Când eram mai tineri, când vorbeam de tinerii de astăzi care vor banii înainte să câștige turnee, domnul Ciriac îmi spunea mie mereu, când eram tânăr, spunea Ilie, Năstase, ca să nu mă zic prostii că mă înjura, zice, vezi tu de treaba ta că îți fac eu rost de bani. Și asta a fost, m-am văzut de treaba mea, de jocul meu, și când am început să câștig, mi-a făcut și bani. Dacă ați fi dat anii înapoi, în acest moment visar, nu vreau. Ați fi ales o altă meserie, să spunem? Nu. Asta a fost cea mai bună meserie pentru mine. M-am născut să joc tenis, mi-a plăcut, am făcut-o cu plăcere, asta răspund și copiilor de azi. Dacă faci cu plăcere ceva, n-ai cum să greșești. Dacă e o muncă, atunci e greu să reușești. Foarte puțin sunt cei care știu că domnul Năstase, la un moment dat, a cochetat puțin cu muzica. Dacă mă știu, în 1987 ați înregistrat două melodii care au ajuns pe locul 3 în topuri. Cum a fost? Da. A venit cineva la mine, dar eu nu știam să cânt, în primul rând. Și tot îmi spunea, uite, nota asta cântă așa, două cuvinte, trei. Și după aia le puneau și le mixau, că erau aproape de să fie corect, știi? Și mi-a luat vreo trei zile să fac melodie. Vă mai amintiți un vers? Se numea Globetrotter Lover. Globetrotter Lover, care e un Globetrotter iubitor. Îmi puteți fredona puțin? Nu mai pot. Nu v-am ascultat niciodată. Globetrotter Lover, nu mai știu, o treabă de asta. Ce mai... Sunt mulți ani de atunci, nu mai știu. Așa este. Cea mai dură glumă pe care ați făcut-o pe terenul de tenis, care a fost? Am făcut mai mult. Am adus unui băiat o pisică pe teren, neagră, era italian și era superstițios. Și când i-am dat drumul la pisică, a luat-o drept spre el și i-am bătut 6-0, 6-0 cu Ciriac. Am făcut multe. Ascundeam rachetele prin vestiare, de toate, îmi plăcea. Prietenia dumneavoastră cu domnul Ciriac a trecut și dincolo de teren. Da, ne cunoaștem de mult timp. Ne vedem foarte des acum, că avem timp. Eu sunt mai puțin, eu mai mult și stăm împreună, când putem. Pentru că mi-ați spus că astăzi veți aniversa ziua de naștere alături de soție, de prieteni dragi. Sunt curioasă, pentru că ați făcut cununia civilă. Cum merg pregătirile pentru nuntă? Nu ne grăbim. Cred că am făcut o greșeală când am anunțat în 17 august, dar nu prea avem timp și cred că o să o punem poate la anul, dar o să o facem. Ea vrea să fie mireasă, n-a fost prima dată mireasă și nu a fost de vreo 5 ori. Asta e. Cred că dacă mă duc în cimitir pe acolo, îmi găsesc vreo una moarte pe acolo. Să mă soc și în cimitir. Va fi diferit această nuntă față de cele dinainte? Se spune că ultima. Și eu cred în treaba asta. Tot ce a avut înainte, sigur, rămâne anuntiri frumoase, unele mai puțin frumoase, dar pentru mine ultima persoană care ești contează. Asta așa este. Credeți în jumătate. Fiecare și are jumătatea. Da, ne înțelegem foarte bine. Ne-am cunoscut anul trecut exact, e aproape un an. Am fost plecați mereu împreună, n-am stat despărțiți deloc. Îmi place. Poate multă lume spune că eu sunt prea bătrân pentru el și invers, e prea tânără pentru mine, dar dragostea n-are... Pentru că observ că sunteți un sentimental. Ce anume iubiți la Ioana? Nu vreau să apă, e foarte, cum să spun, pentru că mă calmează pe mine,
mă temperează, chiar dacă mai erau razna câteodată și spune, hai, gata, ajunge, nu-i bine. O puteți descrie ca o dragoste la prima vedere? Ia, da, 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 asta pot să spun, da. Cum veți petrece astăzi aniversarea? Au venit câțiva prieteni, că suntem vreo 12-15, copilul, băiatul ei, fratele ei, nepotul meu, domnul Păunescu, mai mulți sunt aici. Și domnul Țiriacu mai târziu poate vine, că e la mare aici, la, cu Simona și cu fetița lui Ioana, care împlinește și astăzi, e ziua ei astăzi. Am și sunat-o pe Ioana și ne simțim bine. După ce domnul Buldor, acum trebuie să și ne relaxăm, nu? V-ați gândit ce anume cadură vă așteptați să vă aducă prietenii? Cu siguranță vă cunosc gusturile. Uite, cadoul care mi-a dat-o e cel mai frumos dintre toate. Vă mulțumesc că nu trebuie să fie partea de valoare un cadou. Nu, e frumos că mi-aduce aminte de niște ani și niște meciuri unde am jucat pozele astea. Pentru că tot ați vorbit de tabloul pe care noi vi l-am dăruit, arătați-ne o amintire dintre toate acestea, care este cea mai plăcută? Cred că asta este finala de la US Open, în 72, parcă. Da, în 72. Asta este când am devenit numărul 1. Pe care ați retrăit eu din nou? Nu, toate sunt frumoase. Cum ziceam, și meciurile pierdute. Dar toată lumea cred că sunt bizar, că spun că un meci pierdut mi-a plăcut. Nu înțelege nimeni treaba asta. Nu înțelege foarte multă lume. Asta mi-aduc aminte. Pentru că, după părerea mea, da, și iertați-mă, de fiecare dată reușit să vă expun atât de pe față, sunteți un om extraordinar de imprevizibil, cu o personalitate fantastic de puternică. Eu nu mă pricep la tenis, dar v-am urmărit ca show. Două personalități erau la vremea respectivă, urmărite și de oamenii care nu se pricepeau la tenis, dumneavoastră și John McEnroe. V-a ajutat? Teo, păi eu pe teren eram pe teren eram o persoană nebună, făceam totul și în momentul când ieșeam nu mai eram aceeași persoană, pentru că nu puteam să permit să fiu aceeași persoană de dimineață și până seara. Și atunci, în momentul când terminam meciul, mă calmam, mă duceam, beam un suc, ceva și totul o luam de la capăt a doua zi. Îmi permit să vă aduc aminte încă ceva. La un moment dat ați ieșit de pe teren, v-ați luat un suc și ați avut amabilitatea de a aduce un suc și adversarului, care a rămas complet șocat, nu mai țin minte cum îl chema și nici nu știu dacă dumneavoastră vă mai aduceți aminte. De asta e o chestie de generozitate a soției. Le-am luat mai mulți, am făcut. Am intrat și cu umbrela, că la un moment dat intrasem de vreo 5 ori și tot ne aduceam în vestiar, că ploua, imediat ploua după ce intram. Și a 6-a oară am zis, hai că iau umbrela, că tot a început să ploua, dar adversarul meu era un american, era prea serios și nu m-a crezut că o să jucăm un punct și îi dau eu lui punctul. A zis că iau punctul. Dar până la urmă i l-am dat și am jucat și cu umbrela. Este adevărat. Domnul Năstase, suntem curioși. Cum o întrebare, o să încerc să o formulez în așa fel încât să o înțelegeți. Este adevărat că la un moment dat de nervi, pentru că sunteți genul de om care moare cu dreptatea de partea lui, ați arătat arbitrului ce era de arătat? Păi i-am arătat, dar după aia a vrut să mă suspende și l-am întrebat, o minge sau două mingi? Și atunci nu am mai spus. Serveam și atunci a fost meci și el nu știu ce a zis. Și am zis, a fost o minge sau două? Mai făceam, doamnă cu râs. Și eleganța cu care a jucat întotdeauna, eleganța fantastică și alura aia de leopard, mi s-a părut extraordinar de sexy și voiam să vă întreb dacă v-a ajutat în viața sentimentală felul în care ați fost privit pe teren. Că eu una m-aș fi combinat. Păi dacă n-am știut, acum e prea târziu, Teo. Stați așa că nu știi cum e viața. Nu. Eu nu am avut asta și vreau să spun că până la nu știu câți ani n-am prea mers după fete așa, că eram concentrat să devin numărul 1 și asta s-a întâmplat. Deci cam până în 73 am fost cu minte. După aia când am început să pierd, până 76, 77, m-am mai dus și eu după fete și pe cluburi, dar îi spuneam la judecător că m-a condamnat acum, îi spuneam domnul judecător, să știți că eu îmi pare rău ce am făcut, dar să știți că n-am pus o picătură de alcool în gură până la 35 de ani. Și m-a întrebat de ce. Păi eram pe circuit și nu-mi permiteam așa ceva. Câte limbi străine știți? Așa că știu eu pe un domn, știu eu pe unul care a băut de a rupt și cu poliția în față și cu SPP în spate și nu i-a făcut nimeni nimic. Păi ăla trebuie să-i dea 29 de ani. Mie mi-a dat 10 luni, că am băut
Asta e. Repet întrebarea, câte limbi străine știți? Vreo 5. Dar m-au plăcut de la început, când am fost chiar primul an, când am fost cu domnul Ciriac în Brazilia. Noi înțelegeam cam tot ce spuneau, vorbeau braziliene, dar nu puteam să răspundem, că nu. Dar înțelegeam multe lucruri. Când nu-i spuneți domnul Ciriac, aveam 23 de ani. Cum îi spuneți domnului Ciriac? Tataie. Dar nu... Dar nu mai... Nu, că și el... auziți? Dar da. Numai eu pot să-i spun, că nimeni, nici băiatul lui nu poate să-i spună. Și m-a sunat astăzi și m-a spus: cum te simți, cum te simți tu acum, moșule, la 93 de ani? Zic, nu, ca la 73. Ce te zici? Bun. Asta voiam să vă trebuie. Și invers, cum vă spune? Atunci când sunteți doar voi. Tănase. Aha, tănase. Tănase, da. Înțeleg. Vă mulțumim din suflet amândurora. A fost o bucurie să vă auzim. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc că vă mai gândiți și la mine. Îmi pare bine că ați făcut treaba asta. Cu mai multă dragoste decât v-ați putea imagina. Dacă se pot 5 secunde, o singură întrebare. Mulțumesc. Domnul Năstase, până la 73 de ani, ați făcut tot sau mai doriți să faceți un lucru pe care nu l-ați făcut momentan? Păi am făcut de 5 ori, acum sper că așa să rămân. A zis Ciriac Năstase, tu acum nu mai ai timp să divorțezi, așa stai liniștit. Nu avem cum să nu observăm pe mâna domnului Năstase, este scris un anumit nume, da, trebuie să vă arătăm ce anume scrie, este primul tatuaj, dacă nu mă înșel, primul tatuaj singur, la 73 de ani pe mâna domnului Năstase. Cu asta vă aduc în mormânt, așa că să stea liniștită, Ioana, că nu o să înșel în mormânt. Domnul Năstase, noi vă urăm încă o dată la mulți ani, o zi să fiți frumoasă, iar noi vă transmitem toate cele bune de aici. Mulțumesc! Cu mare drag. La 73 de ani, pentru Ilie Năstase, viața abia începe. Un bărbat elegant, fascinant, fermecător, un bărbat al contrastelor, un om pe care, după părerea mea, ar trebui să-l urmăriți pe YouTube doar ca să vedeți grația personificată, felul fabulos în care se deplasează, este în afara sferei umanului. Dar pentru că am ajuns la uman, da, tot la mare, lângă petrecerea undeva la câțiva kilometri stânga, unde se întâmplă, unde se întâlnesc campionii? Unde se întâlnesc campionii? Pac, și Lili Sandu. Da, Lili Sandu, alți campioni. Alți campioni. Plaja plină de campioni. Ce să facem?